Te salut și îți urez bun venit la un nou video. Astăzi vreau să spun o chestie care te va surprinde. Și vreau să spun că poți face ceea ce vrei tu cu viața ta. Adevărul este că ne putem transforma viața exact așa cum dorim. Ceea ce este interesant este că trăim pe o planetă unde fiecare individ are posibilitatea să-și aranjeze viața într-un așa fel încât să-i fie pe plac. Să se bucure de ea. Practic, fiecare individ își poate crea propriul mediu. Avem dreptul la această decizie și este un lucru pe care va trebui să-l înveți singur de-a lungul timpului. Școala nu te învață asta și oamenii nu o să-ți spună cum să o faci, ci tu singur va trebui să înveți. Nimeni nu o să spună că, hei omule, cred că ți-ar fi bine acolo, în acel oraș, sau ți-ar sta bine printre acei oameni. Nu, nimeni nu o să spună asta. Pentru că nimeni nu te cunoaște mai bine decât te cunoști tu pe tine însuți. Un subiect destul de cunoscut pe care cu toții cred că îl întâmpinăm zi de zi sunt problemele, care pot duce la anxietate. Crezând că alinarea este distrugerea, majoritatea oamenilor se refugiază în droguri, în alcool, în chestii care în timp îi distrug. Considerând că soluția este autodistrugerea, ei nu-și mai iubesc viața așa cum ar trebui. Și la un moment dat vor avea regrete, pentru că e normal. Atunci când nu te simți bine, acționezi inconștient și îți vei da seama de asta abia atunci când vei gândi limpede. Acum hai să-ți spun o chestie care îți va schimba viața. Crede-mă că din momentul în care vei învăța cum funcționează mintea, lucrurile vor părea mult mai ușoare și mult mai simplu de înțeles. Practic, ceea ce ți se pare acum o cale fără ieșire, mâine poate reprezenta o nimica toată. Adesea, atunci când oamenii dau de probleme, se duc la psiholog și psihologul le oferă diferite informații, le toacă capul cu informații și, din păcate, acești oameni nu știu să le aplice. Și părăsesc cabinetul psihologului crezând că și-au găsit soluția, crezând că sunt bine. Dar adevărul este că imediat ce au dat din nou de acele probleme, ei nu vor mai ști ce să facă. Nu-și pot găsi singur soluția, ci va trebui din nou să apelezi la psiholog. Și asta pentru că, după cum am spus și mai înainte, nu știu cum să-și folosească mintea. Nu știu să o controleze. Și învățând să-ți controlezi mintea, îți vei schimba viața. Nu știu dacă știai asta, însă există două tipuri de minte. Un prim tip de minte este mintea conștientă. Și ceea ce este special la acest tip de minte este că aceasta poate face singură alegeri. Adică tu gândești în mod conștient când faci anumite alegeri și acționezi cu mintea conștientă. Practic, atunci când te duci la magazin să cumperi mâncare, gândești cu mintea conștientă. Și asta pentru că tu alegi tipul de mâncare pe care vrei să-l cumperi. Gândești conștient. Și un alt tip de minte este mintea subconștientă. Și această minte nu are abilitatea de a alege. Se mai numește și pilotul automat. Ea este într-un fel programată să gândească într-un anumit mod. Toată lumea ar trebui să-și amintească că suntem într-un control absolut asupra rezultatelor. Avem puterea de a ne impune ce să gândim prin trecerea gândurilor din mintea conștientă în cea subconștientă. Ai puterea de a alege. Poți observa aspectele negative ale vieții tale sau le poți observa pe cele pozitive. Poți observa partea plină a paharului sau poți observa partea goală a paharului. Ai o alegere de făcut și această alegere îți va dicta viața, modul în care va evolua viața ta de-a lungul timpului. O alegere care îți poate schimba viața în bine sau în rău. Un mare doctor a spus următoarele cuvinte. Oameni buni și dragi ascultători, nimeni nu a văzut vreodată cum arată mintea. Mulți oameni nici nu o înțeleg. Aceștia se gândesc la ea precum la un creier și nimic mai mult. Așa că acum o să vă arăt o schemă printr-un desen. O schemă din care fiecare va putea înțelege că mintea îți oferă puterea de a schimba viața într-un mod radical și într-un timp scurt. Doctorul se duce spre tablă și începe să deseneze un cerc mare și unul mic. Trage o linie pe cercul mare și îl numește decizie.
În dreapta scrie cunoaștere și în stânga scrie ignoranță și începe a explica desenul. O mare parte din oameni trăiesc într-o ignoranță absolută, refuzând să accepte faptul că au posibilitatea de a fi la un alt nivel. Nu bagă de seamă că își pot schimba viața cu ajutorul minții. Nu știu cum să își controleze mintea și probabil că nici nu cunosc că este posibil. Atunci când te gândești la un lucru negativ din viața ta, se întâmplă să ai parte de o stare nasoală, pentru că subconștientul reprezintă și partea emoțională, iar tu, gândindu-te în mod conștient la un fapt anume, nasol din viața ta, trezești niște emoții în subconștient care se transpun în realitatea ta, practic în lumea pe care o vezi tu, și apare un sentiment numit frică. Frica este un sentiment negativ și cauza acestui sentiment, apariția acesteia, este datorită ignoranței. Lipsa de interes față de deciziile zilnice pe care le faci, lipsa de interes față de viața ta, față de o rutină, față de niște obiceiuri. Practic, înseamnă să nu-ți pese, asta înseamnă ignoranța. În cazul în care n-ai înțeles cum funcționează mintea conștientă și cea subconștientă, o să-ți explic detaliat procesul. Cu ajutorul minții conștiente, îți imaginezi și te gândești la o situație nasoală din viața ta. Practic, construiești o imagine a unei perspective imaginare și apare o idee, una negativă. Și mai apoi, în mod automat, trece și prin gândirea subconștientă, care este și partea emoțională. Și gândindu-te la un eveniment negativ, automat trezește o emoție negativă în mintea ta. O emoție care va fi trăită în mod repetat de-a lungul timpului. O emoție care poate fi frica. Și mai apoi, procesul poate continua apărând anxietatea și mai apoi depresia. Însă, dacă dorești, te poți folosi de acest proces al minții conștiente și cel al minții subconștiente în avantajul tău. Poți încerca să te gândești la un sentiment plăcut în mintea conștientă și mai apoi, gândindu-te în mod repetat, conștient, la acel sentiment plăcut, îl vei trece în mintea subconștientă și automat vei trăi o stare de bine neîncetat. Încearcă doar să te gândești în mod conștient la un sentiment plăcut și acel sentiment plăcut poate fi ceva ce ai vrea să faci, ceva ce ți-aduce plăcere, ceva, o perspectivă din viața ta care probabil că te-a întristat și vrei să o faci să se simtă altfel. Ei bine, pentru asta ai nevoie să te gândești în mod conștient la acea perspectivă, acea situație, și mai apoi să cauți o imagine frumoasă, ceva care ți-a plăcut. Și în mintea ta înlocuiești acel sentiment nasol cu unul plăcut. Și mai apoi vei observa că îți va intra în subconștient și te vei simți mult mai bine.